Salutare, dragi prieteni, ziua 46, jurnal de pandemie, 10 aprilie 2020. Am lăsat puțin pe mai târziu ca să vă dau câteva date mai aproape și de finalul zilei din țările unde sunt probleme cu coronavirus. Statele Unite, peste 1339 de decese în ultimile 24 de ore, Marea Britanie 917. Dar înainte vreau să vă arăt ceva, oameni buni. Ăsta este rechizitorul prin care a fost trimis în judecată în 2017 președintele aeroportului internațional din Cluj, domnul Ciceo David Ioan. De ce vorbesc despre asta? Vorbesc despre asta, oameni buni, pentru că ați văzut cu toții de când a fost scandalul cu cursele charter, cu înghesuiala de la aeroportul din Cluj, ați văzut propaganda PSD-ului cât de bine s-a activat, inclusiv televiziunea infractorului Dan Voiculescu, inclusiv televiziunea inculpatului fugar Sebastian Ghiță, s-au activat foarte, foarte puternic pe acest subiect, sigur, ei încercând să facă propaganda PSD-ului cu lozincile, că românii sunt sclavi, că Iohannes i-a vândut sclav la Merkel și sclavii pleacă acolo, că românii sunt trimiși să se îmbolnăvească, că guvernul nu gestionează bine lucrurile și așa mai departe. Toată această campanie de presă uriașă, de denigrare, în stil PSD, că de-aia mi-am luat și tricoul ăsta, da, mi-a stămit atenția și am început de curiozitate să caut totul, să văd cine este directorul aeroportului internațional din Cluj-Napoca. De ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, poți să spui foarte multe manipulări despre treaba asta cu avioanele, dar orice ai spune, frizezi bunul simț dacă încerci să contrazici o chestiune simplă. Oamenii au venit mulți acolo pentru că au fost avioane prost programate ca să se facă înghesuială. Că altfel nu veneau, că nimeni nu vine la aeroport cu o zi înainte. Deci dacă împrăști avioanele și pui 6 ore distanță între ele, n-au cum să-ți vină toate autocarele odată, că nimeni nu trimite oameni la aeroport cu 8 ore, cu 10 ore înainte. Bun. Nu mare mi-a fost surpriza să aflu despre domnul Ciceo David Ioan și asta pune într-o lumină cu totul nouă campania de presă din ultima perioadă, pentru că lucrurile sunt foarte interesante. Deci domnul Ciceo David Ioan a fost trimis în judecată în 2017 pentru corupție. Împreună cu un domn Bene Ioan, da? Domnul Bene Ioan este pe pagina Poliției Române la urmăriți, da? Ăsta este domnul Bene Ioan, născut în 18-a 68, cetățenie română, județul Cluj, mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru evaziune fiscală. Ce au făcut băieții ăștia? Ca să vedeți cum se leagă totul, totul se leagă, oameni buni, cu mafia, cu corupția, cu cloaca asta pe care Direcția Națională Anticorupție a început să o demonteze până când Dragnea a venit la putere și a desfințat Direcția Națională Anticorupție și a dat-o afară pe Chioveș. Și deci domnul ăsta Bene avea o firmă de construcții. Domnul Bene a fost condamnat de către Tribunalul București, secția 1 penală, la o pedeapsă de 5 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Și a fugit omul de justiție, exact cum a fugit și inculpatul Sebastian Ghiță de la România TV. Așa, este, are un mandat de arestare internațională din 30-10-2019. Deci acest domn Bene Ioan a făcut niște lucrări de modernizare la aeroportul internațional din Cluj, lucrări date de domnul Ciceo David, da? Domnul cu avioanele, domnul care a avut tupeul astăzi să iasă la televiziune de știri să spună că el n-are nicio vină. Să zică, domnule, noi n-avem nicio vină, parcarea nu e a noastră, altcineva administrează parcarea. Păi da, dar autobuzele alea n-au venit ca să vizioneze parcarea. Autobuzele alea au venit cu oameni la niște curse aeriene pe care tu le-ai programat una după alta. Înțelegeți, oameni buni? Și el are tupeul să o dea pe după copac și toată propaganda PSD-istă manipulează incredibil cât de mult. Din niciuna nu zice de directorul de la aeroport, bă, l-a programat aiurea avioanele. Îi frizează bunul simț, frizează logica, orice ar fi cu autocarele alea, de oriunde ar veni, oamenii vin la aeroport când sunt avioanele programate. Dacă sunt avioane programate la distanță de timp mare între ele, oamenii nu dau buluc. E o chestiune simplă, deci este o chestiune dimineața vine după noapte și după aceea e prânzul și după aceea e seara. Nu se poate să fie altfel, da? Bun, deci domnul Ciceo David Ioan, nici o televiziune, bineînțeles, n-a prezentat, că ei prezintă altceva, dar asta era super, super relevant. Deci domnul Bene a făcut lucrări de modernizare
pistă de colare și aterizare 3000 de metri și suprafețe de mișcare aferente. Urmarea procedurilor de licitație publică din anul 2011 pentru realizarea etapei întâi a proiectului de modernizare a aeroportului, nu știu ce, a intervenit între aeroport și societatea lui ăsta. Finalizarea lucrării, pistă de colare de 3500 metri, etapa 1 și suprafețe de mișcare aferente la preț de 32,4 milioane de euro, durata contractului fiind stabilită pe 3 ani. Bun, pe parcursul executării contractului a fost adiționat un număr de 24 de acte adiționale care au crescut valoarea contractului până la valoarea totală de 42 de milioane de euro. Domnul director, da, care programează avioanele ca să facă înghesuială pe aeroportul din Cluj, ca să aibă propaganda PSD-istă ce să toace în această perioadă, da, și ce să manipuleze, că ei numai cu asta se ocupă. De când a izbucnit criza coronavirus, ei n-au făcut o acțiune de imagine, un video, un ceva să sfătuiască oamenii să stea în casă, să sfătuiască oamenii să se spele pe mâini, să sfătuiască oamenii să păstreze distanța socială. Numai cu astfel de mizerii și de manipulări s-au ocupat. Ce zice rechizitorul prin care este trimis în judecată directorul aeroportului din Cluj pentru luare de mită? Pe fondul cointeresării materiale a directorului Regiei Autonome Aeroportului Internațional Cluj, inculpatul Ciceo David Ioan, precum și a omului de afaceri, precum și ea mai este un inculpat, irelevant pentru discuția noastră, omul de afaceri Bene Ioan, ăsta, fugarul, da? Condamnat pentru evaziune fiscală în alt dosar, deținătorul societății de construcții Secena Pocaesa, a convenit cu acesta să realizeze în continuare lucrări pentru etapa a doua a proiectului, în sensul de a construi platforma de parcare a aeronave, în lipsa oricăror forme legale și transparente de evaluare și acordare a unor astfel de lucrări, finanțate din bani publici, prin ignorarea principiilor concurenței și transparenței stabilite de legiuitor. S-a stabilit că folosul materialului urmărit și obținut de inculpatul Ciceo David Ioan, adică șpaga, asta înseamnă folos material, a constat în remiterea de către acesta a inculpatului Bene Ioan a unui imobil, o vilă, deținut de omul de afaceri, imobil care inițial a fost înscris pe numele ambilor părinți ai inculpatului Ciceo David Ioan, deci a luat șpaga o vilă, oameni buni, ca să... Varianta scurtă, ca aici în termeni juridici. Deci omul a luat și pagă o vilă. O vilă, haideți să-i găsim, aici sunt trecute datele vilei, da? Deci ăsta este rechizitoriu prin care a fost trimis în judecată. O vilă situată pe un teren de 1269 de metri pătrați. Vila având subsol plus parter plus două etaje în suprafață totală de 764 de metri pătrați, da? La asta s-au adăugat peste 120.000 de euro cheltuieli de renovare și modernizare, finisare, finisaje de lux a vilei respective. Ca să vedeți, oameni buni, cine este de fapt directorul aeroportului, 127.000 de euro este valoarea lucrărilor efectuate acolo. Deci ca să vedeți cine este acest individ care a făcut încurcătura cu avioanele. Acum, dacă a făcut-o din incompetență sau a făcut-o din adins, pentru că orice e posibil la mafioții ăștia, nu știm. Cert este că foarte repede, deci imediat cum au apărut fotografiile cu parcarea aeroportului plină, imediat echipe de postaci ale PSD-ului, pentru că eu studiez problema asta, că mă confrunt cu ei toată ziua, și în grupurile PSD-iste, și după aceea pe România TV și pe Antena 3, au venit punctajele. Asta despre care vă spun. Iohannis cu Merkel vând români, românii sunt sclavi la străini, românii se duc să slugărească nemții, fel și fel de nebunii, toate nebunile posibile. Nimic despre, domne, hai să vedem, cine e directorul ăsta care a putut să facă așa ceva? Nimic, oameni buni, nimic, absolut nimic despre faptul că este un individ trimis în judecată pentru corupție. Dosarul lui a fost returnat de Tribunalul Cluj pentru completarea unor forme de urmărire penală, s-a întors înapoi la Tribunalul Cluj și în momentul de față este pe rolul Tribunalului Cluj. La începutul lunii aprilie, când a avut termen, a fost emisă o constatare că se suspendă judecarea cazului pentru că suntem în stare de urgență. Consiliul Județean Cluj a încercat de mai multe ori să-l dea afară pe acest individ după ce i-au apărut aceste scandaluri de corupție, dar el a contestat și a suspendat acele măsuri în instanță. Eu consider că nu este o întâmplare că un individ cercetat pentru șpagă, deci vă reamintesc, scrie, așa scrie rechizitorul prin care a fost trimis în judecată, rechizitorul al Direcției Naționale Anticorupție. Șpaga a costat într-o vilă cu subsol plus
parter plus două etaje de 760 ceva de metri pătrați. Cel care a dat șpaga Bene Ioan este condamnat pentru evaziune fiscală și e fugar, exact ca Sebastian Ghiță, și este căutat de autorități. Eu cred că nu este o întâmplare faptul că s-a întâmplat, lucrurile au fost organizate de așa manieră pe aeroportul Cluj ca în plină criză coronavirus să se creeze gloanțe și obuze pentru propaganda mafiei, după cum s-au mișcat lucrurile. Eu am văzut foarte multe campanii de dezinformare, mai ales în perioada, în epoca Dragnea, am avut de-a face cu ele și le-am studiat în amănunt. Le-am studiat și înainte pentru că în calitate de coordonator al mai multor site-uri de știri din România, vă reamintesc, adevărul.ro, evz.ro, romanialibera.ro, din 2011 sunt în București, am trecut prin multe campanii electorale și eu recunosc o campanie pregătită dinainte. Fac diferența între ceva ce este spontan, da? Ceva ce este spontan poate să vină din sute de conturi, dar comentariile sunt diferite. Oamenii, într-adevăr, înjură, să zicem, în cazul de față, guvernul, că n-a organizat, că n-a făcut, că n-a adresat, dar sunt diferite. Nu vezi aceleași fraze repetate din sute de conturi aproape exact la fel. Cum am văzut în cazul de față, aproape instantaneu când au apărut imaginile pe Facebook cu nebunia din parcarea aeroportului, s-au activat postacii PSD-ști cu lozincile astea tipice PSD-ște, că le știți și dumneavoastră. Cu Iohannes și Merkel, care suc sângele poporului român, cu românii din diaspora care sunt sclavi în Occident. Deci știm că astea le-au, de pe vremea lui Dragnea le-au folosit pe astea. Cred că nu este o întâmplare. Sigur, asta este opinia mea, ce cred eu, ce convingere am, dar fapte sunt cele consemnate aici, fapte care fac obiectul unui dosar penal în care este judecat acest individ pentru fapte de corupție. Ca să vedeți cum se leagă totul cu ciuma roșie, pentru că întotdeauna când vorbești despre un dosar de corupție, dacă iei pe cei implicați și cauți la părinți, la rude, la conexiuni politice, au legături cu ciuma roșie. În presa locală au mai apărut mai multe articole care făceau referire la legăturile acestui individ cu PSD-știi șmecheri din județul Cluj, atunci când conducerea Consiliului Județean Cluj a încercat să-l dea jos. În plus, tatăl acestui individ, el ce a făcut? Și în rechizitorul scrie, ăla când i-a dat lui cadou vila, imobilul, și a făcut lucrările, Bene Ioan, da? Deci vă reamintesc, ăsta i-a dat lui Bene Ioan lucrări de modernizare a aeroportului fără niciun fel de licitație, încălcând toate normele. În schimb, Bene Ioan i-a făcut cadou o vilă și după aceea a făcut renovări la vilă. Dar vila nu i-a dat-o direct pe numele lui. Înțelegeți? Vila i-a dat-o pe numele părinților lui Ciceo David Ioan. Procurorii DNA ce au făcut? Scrie în acest rechizitoriu, care este foarte lung, nu o să stau să vă citesc, că pierde mult timp, are 14 pagini. Procurorii aici descriu cum i-au luat pe părinții lui ăsta, le-au luat veniturile și consemnează. Tata lui Ciceo David Ioan e fost milițian, plutonier în miliție, pensionar din miliție. Maica sa e pensionară. Le-a luat pensiile și le-a calculat pensiile, banii ce aveau în contul și au spus, băi, părinții tăi n-au putut să cumpere acest imobil, că el a fost declarat cu vânzare-cumpărare. N-aveau bani să-i cumpere. De unde sunt banii? Când a murit tatăl lui Ciceo, da, până să înceapă ancheta penală, milițianul, plutonierul, a murit. Și rudele care ar fi putut să vină să ceară moștenirea, frați, surori, mama și așa mai departe, toți au renunțat la moștenire în favoarea ăstuia, a lui Ciceo. Și rechizitoriu punctează foarte bine procurorul. Dom'le, unu, pensionarii n-aveau venituri, deci nu puteau să cumpere, pentru că n-au dovedit că au avut venituri ca să cumpere acea vilă, cu cât scrie acolo în contract, da? Doi, când a murit tatăl, dacă era chiar a lui pe bune, toți moștenitorii veneau și își cerea fiecare partea. Nu renunțau toți în favoarea lui ăsta. Și l-au trimis în judecată pe acest individ. Întotdeauna găsești legături cu ciuma roșie, cu grupul infracțional organizat PSD și plot de milițian din Cluj. Că așa sunt toți. Dacă iei pe toți ăștia care au dosare de corupție și îi cauți, îi găsești cu părinți. Foști securiști, foști șmecheri prin Partidul Comunist, foști milițieni, foști îmbogățiți ai perioadei FSN, Iliescu, PDSR, Năstase. Deci ăsta este domnul Ciceo. Domnul Ciceo are tupeul să iasă la televizor, să mintă, să dea vina pe filmele de recrutare. Domne, noi nu știm. Zice astăzi la Realitatea, domne, filmele de recrutare au trimis autocarele, noi nu știm nimic. Și ăla nu-l întreabă, domne, dar
Firmele de recrutare au trimis autocarele cu 3 zile înainte să plece avioanele în cursă sau le-au trimis cumva pentru că tu ai programat foarte multe avioane într-o singură zi? Că dacă le puneai la 5, 6, 7, 8 ore diferență, da? Nu venea nimeni la aeroport, veneau și autocarele la 8 ore diferență, adică sunt niște chestiuni. Și este absolut șocant și revoltător până la urmă modul în care mint acești oameni. Adică cum să contraziști tu ceva atât de simplu și atât de logic? Autocarele vin când sunt avioanele, cu o oră sau două înainte de avion. Dacă tu pui 8 ore între ele, n-au de ce să-ți vină toate autocarele odată, indiferent de unde au plecat, indiferent cine sunt firmele de recrutare și așa mai departe. Bun. Mai este o informație pe care vreau să vă dau, numai un pic că mi-a sărit aici, mi-a sărit link-ul, numai o secundă, de la prietenul Valer Cuțitar din Germania. Vedeți că e bine că am prieteni peste tot numai o secundă, că mi-a sărit căsuța pe care o aveam aici și din care vreau să vă arăt, da. Ca să vedeți cum se manipulează, în ce hal se poate manipula în România. Bun, propaganda PSD, pe lângă faptul că a spus că domne, Iohannis i-a vândut lui Merkel, că românii sunt sclavi, înjurături la adresa și denigrări la adresa celor din diaspora, au mai spus și că domne, oamenii ăștia se duc să se îmbogățească și că dacă vor fi bonlavi, vor fi trimiși imediat înapoi. Europaliberă.org citează declarații ale Angelei Merkel și ale autorităților din Germania, care explică foarte clar că oamenii ăștia au contracte de muncă, oamenii ăștia au asigurări medicale, oamenii ăștia vor fi toți testați și cine va avea probleme medicale, având asigurare medicală, va beneficia de statutul de asigurat medical în pe teritoriul Uniunii Europene în Germania, în cazul de față. Muncitorii sunt așteptați la aeroport de către compania care i-a angajat. La intrarea în Germania li se face un control de sănătate. Dacă sunt depistați cu noi soții, trebuie să lucreze separați de ceilalți angajați timp de 14 zile și nu au voie să părăsească sediul companiei, fiind impusă astfel un fel de carantină cu posibilitatea de a munci. Cazarea și lucrul în echipă trebuie să facă în grupuri cât mai mici, recomandat 5-10 persoane, maximum 20 de persoane. Distanța cel puțin 1-5 metri, mă rog, sunt mai multe detalii în acest articol. Îmi scrie prietenul Valer Cuțitar, a văzut la televizor, așa. Numai un pic. Bună ziua, Mălin, ascultam materialul tău de ieri și spui la un moment dat despre modul în care vor fi tratați românii care vin la muncă în agricultură. Este adevărat, au toți asigurări medicale. Mai mult decât atât, fiecare persoană care vine la muncă va fi testată pentru coronavirus. Persoanele care sunt ok sunt băgate în producție. Cele depistate pozitiv vor intra în procedură de tratament specifică în situația actuală. Aceste persoane nu vor lucra doar pe câmp. Mă rog, dă mai multe detalii și ne spune că acesta este anunțul guvernului german. De ce? Omul care stă în Germania și a urmărit subiectul în presa din Germania. Am explicat toate aceste lucruri, oameni buni, înainte de a vă prezenta fotografia pe situația de astăzi cu îmbolnăvirile, ca să vedeți cât de ticălos acționează acest grup infracțional organizat, toxic pentru democrație. Da? Cât de ticălos acționează indivizii ăștia și cum mint și cum manipulează. Și cum într-o astfel de situație critică pentru România ei se țin numai de porcării. Numai de mizerii și, evident, faptul că nu e o coincidență, oameni buni, că un individ trimis în judecată pentru corupție, da? Pentru că a primit o vilă cadou, da? O vilă de, uitați-vă aici, ca să vedeți, nu zic că cineva că inventez eu, da? Vedeți că scrie acolo vila, da? Regim S plus, da? Aici scrie, da? Numai un pic. Aici, da? O vedeți? Ce scrie? Regim subsol plus parter plus 2 etaje, suprafață totală 764 de metri pătrați. Pentru a ascunde primirea respectivului imobil în condiții ilicite, adică șpagă, acesta a fost înscris pe numele părinților inculpatului Ciceo David Ioan. La data de 10.18.2012, data la care a fost încheiat contractul autentic de vânzare-cumpărare, în care s-a consemnat că părinții inculpaților ar fi cumpărat proprietatea pentru suma de 690.000 de lei.
La data tranzacției, imobilul nu era finisat și nici racordat la rețele de energie electrică. În cursul anului 2013, pe cheltuiala societăților deținute de inculpatul Bene Ioan, ăsta care a fugit, nu? Și a fost condamnat pentru evaziune fiscală în alt dosar, materiale așa, imobilul a fost finisat integral, lucrări care au fost supravegheate de un angajat al inculpatului Bene Ioan, materialele de construcție fiind furnizate prin achiziții efectuate de grupul de firme deținut de inculpat, fără nicio participare financiară din partea inculpatului CCO David Ioan sau a mamei acestuia. După finalizarea lucrărilor, la solicitarea aceluia și inculpat Bene Ioan, angajații acestuia s-au ocupat de finalizarea actelor privind racordarea imobilului la rețele publice de apă, canal și electricitate, în vederea scrierii în cartea funciară. Deci ați înțeles? I-a dat șpagă o vilă, i-a renovat-o, i-a conectat-o la toate utilitățile publice. Cel care a dat șpaga, cel care acum este urmărit internațional pentru evaziune fiscală, fiind condamnat în alt dosar. Da? Și ăsta face pocinogul cu autobuzele de la aeroportul din Cluj și vă întreb pe dumneavoastră, părerea dumneavoastră, credeți că a făcut întâmplător chestia asta, un astfel de individ? Credeți că întâmplător? Credeți că întâmplător s-au activat toate grupurile de postaci în secunda 2, având pregătite toate punctajele? Credeți că întâmplător s-au conectat la subiect toate oficinile propagandei mafiei Antena 3 România TV? Spuneți dumneavoastră, eu am spus opinia, spuneți dumneavoastră ce opinie aveți. Bun. Să revenim la situația de astăzi. Avem, oameni buni, 5.990 de cazuri de îmbolnăviri pe teritoriul României, 523 sunt cazuri noi de îmbolnăvire. Dar, în momentul de față la care vorbim și de aia am lăsat pentru mai târziu comentariu, avem 291 de decese. Deci, ne apropiem către 300, probabil mâine dimineață vor fi 300, pentru că acum le anunță un calup. Dimineața, pe la 8-9, anunță câte un calup de 10-15. Bun. 523 de cazuri noi de îmbolnăvire în 24 de ore la situația de la ora 13. Numai în Suceava sunt 1614 bolnavi. Toate aceste cifre eu am să le pun și pe în comentariu pe YouTube ca să puteți să le citiți. De aia nu le mai citesc pe toate, o să puteți să vedeți acolo exact cum stăm. Vă citesc datele relevante. 758 de pacienți vindecați. Avem deja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 județe cu tot cu Suceava, unde sunt peste 200 de infectați. Suceava e cel mai mare focar cu 1614 infectați. București este al doilea mare focar cu 730 de cazuri. Și județul Timiș este al treilea mare focar cu 275 de cazuri. Urmează Neamț 265, Hunedoara 254, Arad 229, Brașov 219 și Mureș 203. Apoi sunt județe care au între 100 și 183, Galați, Cluj, Constanța, Botoșani, Ilfov, Vrancea, Iași, Alba și Sibiu. Deci se îngroașe gluma tot mai mult. Sunt în carantină 24.984 de persoane și 74.000 de persoane sunt în izolare la domiciliu. 8.992, aproape 9.000 de persoane au fost amendate în 24 de ore pentru că nu au respectat restricțiile de circulație. Mai departe, situația pe țări, oameni buni, în numai o secundă, să văd pe El País, să văd situația pe Spania, pentru că pe Spania întotdeauna situația este diferită de ține de ora la care se fac raportările, da? Așa, și aici o vedem pe Spania, ca să am situația clară în ultimile 24 de ore. 7.000, așa, da, hai să vedem, unde ești, aici este. A scăzut din nou în Spania, da, vedeți aici graficul, aici puteți vedea cum a evoluat numărul morților în Spania, da, din 21 martie, 344, vedeți că el a crescut, 738 în 25 martie, a scăzut ușor, după aia a crescut la 832, apoi a crescut și mai mult 950 în 1 aprilie, a fost ziua cu, în 2 aprilie, ziua cu cei mai mulți morți, după care a început să scadă 932, 809, 674, 637, apoi în 7 aprilie a crescut din nou cu un vârf de 757 în 8 aprilie și acum în 10 a scăzut până la 510 morți în 24 de ore în Spania. Spania, la numărul de morți pe 24 de ore, este pe locul 1, 2, 3, 4, 5. Pe locul 1 sunt Statele Unite ale Americii, care au 1339 de decese.
Au 20.000 de decese în total, 19.044 de noi cazuri au descoperit în 24 de ore, americanii au făcut 2,6 milioane de teste, o proporție de 7.900 de teste la 1 milion de locuitori. În total au 522.320 de cazuri. Pe locul 2 la numărul de morți în 24 de ore este Marea Britanie, Regatul Unit, 917. Ei au ajuns la 9.875 de morți, 5.200 au descoperit în ultimele 24 de ore, în total au 78.991 de cazuri. Acum văd că au raportat 344 de persoane tratate. Americanii au tratat 28.000. Englezii au făcut 334.974 de mii de teste, adică 4.934 la 1 milion de locuitori. Franța este pe locul 3, 635 de decese în 24 de ore. Ei au 129.000 de cazuri. Italia este pe locul 4, 619. Ei au 152.000 de cazuri și vine Spania cu 510 decese în 24 de ore, apoi Belgia cu 327 de decese. Dacă ne uităm la numărul de teste, cele mai multe teste s-au făcut în Statele Unite, 2,6 milioane. În Germania, pe locul 2, 1,3 milioane. În Rusia, 1,1 milioane. În Italia, 963.000. În Emiratele Arabe Unite, 648.195 de teste. Apoi vine Coreea de Sud, 510.000, Canada, 401.000 și Spania, 355.000 de teste. Dacă ne uităm la cei total recuperați, pe locul 1 este Spania cu 59.109 cazuri, pe locul 2 Germania cu 53.913 cazuri. Germania rămâne cel mai puternic sistem medical până în momentul de față în această pandemie. Pe locul 3 este Iranul cu 41.947 de cazuri. Pe locul 4 este Italia cu 32.534 de cazuri. Pe locul 5 Statele Unite, 28.587 de pacienți tratați. Thomas mă aprobă de undeva din spate. Și urmează Franța, 26.391 de pacienți tratați și Elveția, 11.110 pacienți tratați. Ne apropiem de 30 de minute și știți că nu vreau să prolungesc mai mult de 30 de minute. Vreau să vă mai spun că am postat pe Facebook și o să postez și în comentariile de aici de pe YouTube. Ați văzut că în Suedia situația nu mai este atât de roz cum era până acum. Și ăsta este și un răspuns pentru cei care ziceau, domne, uite, ăia în Suedia nu se agită atât ca în România și pe cale de consecință cei din România greșesc, da? În Suedia au fost 17 morți, au un total 887 de decese și 10.151 de cazuri de îmbolnăviri. Eu am pus pe Facebook, știți că am filmat la cea mai mare clinică din Suedia, în Stockholm, am filmat cum arată clinica respectivă și am pus pe Facebook. Am pus pe Facebook și imagini de la o clinică din Germania, dintr-un orășel mai mic, da? Și am pus pe Facebook și imagini de la o clinică dintr-un orășel și mai mic, St. Pölten, din Austria. Un orășel cam de 50.000 de locuitori. De ce am pus aceste imagini? Sunt doar trei dintre, nu pot să le zic spitale, nici clinici, pentru că acolo e un întreg complex spitalicesc. Deci o să vedeți ce este acolo, stă mintea în loc, deci nu e o clădire. Sunt o grămadă de clădiri interconectate între ele, fiecare cu rolul ei, deci este un campus medical, da? Și am dat trei exemple la trei nivele diferite, da? Cea mai mare din Suedia, una din Germania medie și dintr-un orășel mic din Austria. De ce am pus aceste exemple și vă invit să vă uitați pe cei care nu le-ați văzut, pe cei care ați văzut aceste reportaje, pentru că mă urmăriți de mult timp, să le revizionați. De ce? Pentru că ele arată a doua linie de apărare pe care o au țările occidentale, care au luat măsuri, restricții mai puțin dure decât la noi. Ca să înțelegem de ce acolo, inclusiv în Suedia, ați permis să fii puțin mai relaxat când tu ai asemenea clinici, când tu ai asemenea spitale. Când tu nu ai așa ceva, este normal să fii foarte dur pe ideea de restricții, de a ține oamenii în casă, pentru că în felul acesta tu te poți apăra. Tu nu ai acele
imense zone medicale, da, cartiere de sănătate publică în care să te lupți această a doua linie de apărare. Tu nu ai așa ceva. Și atunci, logic, măsurile sunt mult mai stricte în cazul tău. Am să pun și linkul către rechizitoriul tovarășului Ciceo David Ioan, ca să vedeți despre ce vorbim și chiar sunt foarte, foarte curios, dragii mei, să-mi spuneți punctul vostru de vedere. Dacă credeți că este o coincidență că s-a întâmplat la aeroportul Cluj-Pocinogul cu autocarele, aeroport condus de un individ trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție, un individ din gașca asta de grup infracțional organizat. Grup infracțional organizat descris perfect pe tricoul meu, toxic pentru democrație, da? PSD-ul, vedeți, cu doi trandafiri și un trandafir în formă de cap de mort, da? Haideți să vă arăt, da? Vedeți cum arată sigla? Foarte multă lume m-a întrebat despre tricou. Tricoul este de la Oradea Civică, oameni buni, da? Vedeți, are fără penale aici și este sigla făcută de Oradea Civică. Puteți să căutați Oradea Civică pe Facebook sau pe Cosmin Bursașiu sau Sebastian Duma pe Facebook. Nu știu dacă ei mai au tricouri. Dacă doriți, puteți să-i contactați pe Facebook și să-i întrebați de tricouri. Spun asta pentru că foarte multă lume pe YouTube m-a întrebat: Mălin, de unde e tricou? De unde e tricou? Vrem și noi. Stați în casă, oameni buni, și citiți știri oficiale și faceți curățenie printre postaci. Pe unde îi vedeți, eu am ras astăzi iarăși vreo 50-60 de postaci PSD-iști. Pe unde îi vedeți pe postaci și pe zombificați, ăia care, săracii de ei, nu sunt postaci, dar se uită toată ziua la Antena 3 și la România TV și vin pe paginile noastre cu Iohannes care ne vinde sclav la Merkel, cu 5G-ul care 5G-ul nu știu ce face, da? Și cu fel și fel de alte povești, cu străinii care ne vor rău, multinaționale care ne distrug țara și ne sugă sângele. Haideți să-i blocăm și să-i vidanjăm, să păstrăm curat și spațiul virtual.